pare că de fiecare dată, adică de fiecare dată, în general, toamna, situația politică se agită câte puțin, mai ales acum că a fost și problema cu referendumul, urmează alegerile. În câteva cuvinte, așa, pentru început, cam care este pulsul la Turda, să zic așa? Această perioadă agitată, în mod cert, nu a adus foarte mari beneficii din punct de vedere administrativ, pentru că întotdeauna când sunt divergențe și lupte politice mai mult sau mai puțin corecte, toate acestea aduc în mare detriment vieții administrative. De altfel, de două luni jumate, trei luni, încercăm să ne punem de acord pe niște principii de lucru. Important însă este faptul că există acest mers al investițiilor pe care noi le-am preconizat că le vom finaliza anul acesta, că am căzut de acord oarecum cu toți consilierii să finalizăm obiectivele începute și aici, bineînțeles, că mă refer la grădina zoologică, spațiul de tratament de la hotelul Potaisa, sigur bazinul de not, liceul Mihai Viteazu, deci eu cred că sunt câteva obiective de luat în seamă pentru activitatea investițională în domeniul infrastructurii, în cele câteva domenii pe care vi le-am amintit. Desigur, ceea ce aș spune că ar trebui să facem astăzi ar fi să gândim strategic pentru perioada care urmează și de aceea a fost o discuție, în acest sens vor mai fi, astfel încât în momentul când vom consolida bugetul local, atunci va trebui să gândim și care sunt obiectivele prioritare pentru bugetul anului 2013 și eu aș dori să gândim obiective prioritare pe care să le cuprindă bugetele locale anuale până în 2016, pentru că altfel nu poți să ai continuitate în ceea ce îți propui. Principala sarcina noastră este să rezolvăm obiectivul principal, modernizarea și reparația de drumuri și, sigur, infrastructura în școli, care consider că sunt obligatorii pentru perioada următoare. Vom vedea ce alte obiective putem să rezolvăm, însă spuneam și cu altă ocazie, dacă în perioada anterioară, probabil în 6-7 ani, am avut vreo 50 de proiecte pe fonduri europene, anul acesta nu s-au mai depus, anul viitor sunt, adică este perioada propice pentru a depune din nou proiecte și aici va trebui să gândim în ce direcții vom merge, pentru că avem câteva priorități, mediul trebuie să fie prioritate de bază și, de asemenea, infrastructura de drumuri trebuie să fie prioritate de bază. Deci, în aceste domenii, dacă gândim o strategie pentru 2013, va trebui să gândim nu numai strategia financiară, ci va trebui să gândim și strategia de construire a acestor proiecte și de depunere a acestor proiecte. Eu cred că va fi foarte greu, și o spun cu toată responsabilitatea, pentru că orice depunere de cerere de finanțare cu documentația care stă în spatele ei durează până la aprobare peste un an de zile, probabil 2 ani de zile, din experiența ce am avut-o până acum. Ceea ce înseamnă că pentru această perioadă de mandat încă nu văd care sunt obiectivele care să le completeze pe cele care sunt în derulare astăzi și care se vor finaliza anul acesta și să completeze cu alte obiective noi. Sperăm să găsim soluții, deci este o perioadă mai aglomerată din punct de vedere al activităților vocale, activităților politice, chiar activităților de conflicte în discuții în Consiliul Local și mai puțin de muncă efectivă. Și asta se datorește, sigur, numeroaselor activități politice care s-au derulat. Au fost alegerile locale, a venit referendumul, urmează alegerile parlamentare. Fiecare formațiune politică probabil dorește să-și atingă scopul maxim pe care și l-a propus și de aici apar asemenea situații. Sper după decembrie însă să se liniștească lucrurile. Se pare că într-adevăr se continuă proiectele demarate inițial, cele pe care le-ați amintit dumneavoastră. Spuneați sau aminteați de durata pentru aprobarea altor proiecte. La momentul de față există obiective noi de investiții gândite de, să zicem, noul legislativ? Obiectivul principal este continuarea lucrărilor pe ISPA. Deci ISPA ar trebui să se deruleze pentru finalizare 100% apă și canal. Celălalt obiectiv este cel privind realizarea infrastructurii și modernizărilor tramei stradale, pentru că
Aici stăm foarte rău după multiplele activități investiționale care au avut loc în Turda, atât pe ISPA, cât și pe alte lucrări care s-au realizat în această zonă. Modernizarea acestor drumuri sunt obiectiv principal și pentru a obține statutul de stațiune turistică și de a dovedi că suntem un oraș într-o plină dezvoltare în care nu mai există impedimentul de a te simți bine ca și o zonă de agrement, astfel încât el să devină atractiv. De asemenea, pe linie de mediu, obiectivul principal, chiar în aceeași sau pe aceeași linie de importanță, este reabilitarea zonelor contaminate. Deci, partea de 10 hectare poștarât reabilitată după proiectul pe care noi îl avem acum în derulare și eu sper să fie finanțat în continuare, un hectar și ceva undeva în zona stadionului și de asemenea trebuie să ne ocupăm de zona chimice și batalurile de șlam. Deci, dacă fondurile de mediu vor veni în continuare, ar fi singura sursă pentru a obține finanțarea în continuare, dar în același timp spuneam că și documentațiile care trebuie depuse durează până la aprobarea finanțării. Important este să marșăm într-un ritm maxim astfel încât să obținem aceste finanțări. Eu nu văd alte surse de investiții pe care le-am putea primi în următorii 4 ani, dacă am rezolvat o mare parte din cele care le-am exprimat anterior, prin bugetul local sau surse guvernamentale putem accesa și alte proiecte de finanțare, alte solicitări de finanțare care nu sunt de amploarea celor menționate. Au trecut aproximativ 3 luni de când există un nou for deliberativ local la Turda. Inițial, cum era cumva firesc, erau cam agitate apele. S-au mai liniștit acum? Sau cum vedeți dumneavoastră din spre executiv, să zic așa, situația? Asta este o situație deocamdată incertă, dar noi dorim să mergem cu proiecte pe care să le accepte ambele părți. Nu ascund că discutăm între noi, nu suntem dușmani între noi. Sper să găsim soluțiile cele mai bune. Nu se pot liniști, încă o dată vă spun, pentru că lupta politică va continua pentru alegerile parlamentare. Sunt 3 grupuri sau 4 sisteme instituționale politice care în mod cert vor avea candidați. Deci în aceste condiții fiecare dorește să facă campanie de acum până în luna decembrie. În aceste condiții și consilierii și oamenii de responsabilitate aleși de cetățenii din Turda vor fi implicați în sistemul politic. Eu mi-aș dori să și ei să acceseze foarte multe idei cu privire la dezvoltări pentru Turda, cu privire la dezvoltări administrative, proiecte pentru cetățenii turdeni, proiecte care să le creeze un viitor și nu proiecte sociale, pentru că pe proiecte sociale suferim din punctul acesta de vedere și pe linia de finanțare a altor proiecte. Deci din acest punct de vedere aș dori să existe o bătălie politică, să-i spun în ghilimele, pentru Parlamentul României, în care cei câștigători să fie și cu activități pentru cetățenii localității, dar de asemenea să se implice și în ceea ce înseamnă o bază legislativă pe care doresc să o propună și care să afecteze un număr mai larg de cetățeni. Pentru că, până la urmă, parlamentarul, eu l-am văzut întotdeauna așa, el trebuie să reprezinte interesele cetățenilor din zona pe care o reprezintă, dar și interesele generale. Dar dacă te duci, cel puțin din zona respectivă, cu multe informații, poți să creezi și o bază informativă care să te ajute să lansezi o serie de obiective în cadrul Parlamentului României. Turda are foarte multe, să spun, posibilități de a crea modificări de legislație și de a crea oportunități pentru această zonă. Legea mediului nu este cea mai corectă la ora actuală. De asemenea, nu Turda sau turdenii actuali sunt de vină pentru zonele mai puțin sau zonele infestate pe perioada dinainte de 89 și care ar trebui să primească de urgență mai multe fonduri pe linie de mediu. De asemenea, se pot crea mai multe instituții la nivelul municipiului Turda care să reprezinte cetățenii. Eu am spus și inclusiv instituțiile de ordin sau, mă rog, aparținătoare Ministerului Învățământului ar trebui să primească un sprijin real și imediat acea facultate balneară pe care noi am propus-o. Extinderea celorlalte universități aici la noi în Turda ar putea fi făcută
doar pentru a ajuta acești copii care nu au soluții de a învăța în învățământul superior, acolo unde costurile sunt mult mai mari. De asemenea, spitalul încă este incert, va rămâne în interiorul administrației publice locale și atunci, dacă rămâne, nu are resurse de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea lui, dacă nu va rămâne, să se găsească o altă soluție alternativă în acest sens. De asemenea, unitățile școlare, pe de altă parte, sunt în patrimoniul comunității locale, dar bugetele locale nu pot să suporte cheltuieli de mare dimensiune pentru aceste unități școlare cu privire la reabilitarea clădirilor în care se desfășoară actul de învățământ. Uitați-vă la liceul Mihai Viteazu. Asemenea investiție era aproape imposibil să se facă din bugetul local dacă nu se făcea din surse de finanțare de la fondurile europene. Deci lucrurile acestea depind foarte mult și de prezența acelui parlamentar în viața Parlamentului României și în viața legislativă. Pentru că poți să faci un lucru foarte bun care să afecteze atât viața administrativă a unei localități, cât și a tuturor localităților din țară, dar trebuie să te bazezi pe realitatea existentă și să promovezi asemenea proiecte. Eu aici sper să fie bătălia celor care vor veni candidați în Turda și eu sper să găsim și un turdean care să ne reprezinte în Parlamentul României.